liderii coaliției au anunțat deja un pachet de măsuri economico-sociale. USR a fost destul de critic la adresa acestuia, a spus că sunt măsuri care vin prea târziu, reprezintă prea puțin și nici nu sunt formulate așa cum ar trebui. Ce amendamente ar susține USR la aceste măsuri? Care ar fi îmbunătățirile pe care le propune? Da, avem, iată, o inflație record, 10%. Asta este principala preocupare a românilor și cea mai mare grijă, faptul că cresc prețurile. Și guvernul are datoria să aibă o politică antiinflaționistă. Asta înseamnă ceea ce am propus noi, scăderea de taxe pe energie este cea mai bună măsură, scăderea de TVA de la 19% la 5%, este proiect depus de USR în Parlament încă din luna octombrie. Înseamnă reducerea cheltuielilor statului, înseamnă pentru a ajuta oamenii reducerea impozitării pe muncă. În loc de asta vedem un complex de măsuri care nu e clar de unde vor fi finanțate. De fapt știm care sunt sursele de finanțare, care sunt aceleași ca întotdeauna. Sunt jupuirea mediului privat, îndatorarea generațiilor viitoare. Guvernul se împrumută, iată, am ajuns la 50% din PIB datorie publică și înseamnă această formă de taxare mascată a tuturor, care este inflația. Că inflația de fapt asta este. În loc să ne spună pe față că ne taxează, ne taxează prin această creștere a prețurilor, care face ca fiecare ban pe care îl avem economisit sau pe care îl câștigăm la muncă să valoreze mai puțin. Într-un cuvânt, acest pachet de măsuri față de situația economică în care ne aflăm este și prea puțin și prea târziu luat și prost făcut. Și vă dau numai un exemplu. Noi am propus acel zero taxe pe salariu minim încă din programul coaliției anterioare. Și am propus ca formă de tranziție să-l aplicăm pe primii 200 de lei. Pentru orice om din România, de la 0 la 200 de lei, primii 200 pe care îi câștigi, indiferent cât este salariul tău, să fie neimpozitați. În loc să facă asta, măsura, așa cum a fost propusă ieri, este doar pentru o creștere de la salariu minim de 2550 la 2750. Asta face o traversare bruscă, astfel încât cineva care câștigă 2551 de lei nu va beneficia de această măsură, deși nu este dintr-o dată un om înstărit. La fel, se aplică și acele plafonări care nu fac parte din pachetul recent anunțat, dar fac parte dintr-o ordonanță dată cu o săptămână urmă, pachetul de plafonări pe energie. La fel, sunt brutale trecerile de praguri. Se uită la consumul lui 2021 și dacă ai avut 99 de kW în medie pe lună sau 101, intri cu tot consumul pe 2022 în altă categorie de plafon. De parcă dacă treci de la 99 la 101, dintr-o dată ești un om cu dare de mână sau nu mai ești într-o situație dificilă. Toate aceste măsuri se aplică până la prag o valoare, până la următorul prag altă valoare, se aplică progresiv aceste tipuri de măsuri cu praguri, ceea ce dumnealor nu înțeleg tehnic să facă, de aceea și la ordonanța pe energie am văzut o corecție care a venit la 3 săptămâni după, pentru că nu se putea aplica. De asta spunem că e prost. Când spunem că e prea puțin, mă refer la partea de măsuri care ar trebui să afecteze cauza principală a inflației, care sunt creșterile pe energie. Pe energie, reducerile de taxe, și să explic de ce reducere de taxe, ca să înțeleagă toți oamenii. Când se scumpește benzina, s-au scumpit gazele, energia electrică, statul încasează mult mai mulți bani. De fapt, din scumpirile generale, din inflație, statul încasează mai mulți bani. Că și pe un pachet de unt, acel TVA, partea de 19% pe care o ia statul, e mai mare. Statul se finanțează și acum ne dă înapoi cu țârâita. Înapoi e un fel de... El tot încasează mai mult, se umflă în venituri și ne dă înapoi cu țârâita. Când, de fapt, ar trebui să scadă taxele în aceste perioade inflaționiste? Prin ceea ce fac acum, nu fac decât să alimenteze ciclul inflaționist, intrând deja într-o spirală inflaționistă. 10% este o valoare care nu a mai fost în România de 18 ani, din 2004. Ultima dată când aveam o inflație atât de mare. Este enorm, este de îngrijorare pentru orice om, este cel mai rău lucru într-o economie. Și BNR acționează într-un fel, a crescut rata de dobândă, dar dacă guvernul acționează în direcția opusă, se anulează cele două efecte și nu obținem acea calmare a inflației. Dumnealor arată către situația, mă refer la cei de la guvernare, arată situația globală și spun că este inflație peste tot. Să vă uitați la inflația pe euro și pe dolari. Nu este la aceste valori. Este mai rău la noi, pe economia românească, pentru că nu au luat măsurile necesare pentru a calma prețurile. Ați și pomenit de-a lungul timpului câteva măsuri.
ați fost împotriva angajărilor, creșterii numărului de angajări și... Exact. În politica fiscală a statului, într-o perioadă inflaționistă, trebuie să fie una conservatoare, de reducerea deficitului. Noi ne împrumutăm foarte mult acum. Prin împrumuturi și prin injectarea de bani în piață se stimulează creșterea prețului. Statul trebuie să fie un bun administrator, prudent, parcimonios în aceste perioade, să dea un exemplu în economie și să lase mediul privat și să se concentreze pe investiții. Investițiile trebuie păstrate la același nivel, dar cheltuielile statului nu trebuie să se umfle. Ori, anul trecut, unde de-abia era un început din acest puseu inflaționist, noi am fost extrem de prudenți cu situația fiscală. De exemplu, eu la Ministerul Transporturilor, dau exemplu unei companii, Metrorex, care e celebră, compania care administrează metroul bucureștean, la sfârșitul anului 2021 față de începutul anului erau 800 de angajați mai puțin în plată. Numărul total este undeva la 4-5.000, ca să vă faceți o idee de ce înseamnă asta. Și chiar se puteau reduce mai mult, pentru că sunt, nu știu, dacă nu mă înșel, erau 80 de zugravi, de exemplu, aceste companii. Partidele de guvernare actuale, PSD, PNL, de fapt un singur mare partid stat, acum doar s-au păstrat puțin etichetele diferite, instinctul lor de politică publică este să angajeze în continuu, să creeze locuri de muncă la stat ca să-și satisfacă clientela politică. Ori aceste cheltuieli structurale ale statului, de fapt, se traduc în mai multă sarcină pusă pe mediul privat, în prețuri care cresc mai tare pentru că politica inflaționistă. E așa de simplu. Și mai vreau să mai spun un amănunt. Deficitul bugetar pe care și l-au propus undeva la 5 și ceva pe acest an, din informațiile și calcule pe care le-au făcut specialiștii noștri, va sări la 7 la sfârșitul anului. Deocamdată pe primele două luni ale anului pe care avem raportare, știți că se fac la 25 ale lunii, raportarea avem deocamdată doar pe iunie-februarie, cifrele nu arată așa de prost pentru că au făcut un artificiu. Nu au rambursat TVA în ianuarie și februarie. Mult, mult mai puțin TVA a rambursat decât în anul anterior. Acest TVA va trebui rambursat, e doar un truc fiscal. De la finanțe, se dă mai mult sau mai puțin drumul la robinetul TVA-ului, dar lucrurile se vor înrăutăți în această privință și intrăm într-o zonă de criză profundă din această incapacitate de a guverna cu politici profesioniste, nu populiste. Trecând puțin și pe plan extern, cum vedeți rezultatele alegerilor din Franța și eventual impactul acestora asupra Uniunii Europene? În primul rând, mă bucur că președintele Macron, cu care suntem colegi de familie europeană Renew, a câștigat primul tur al alegerilor. Așteptăm cu speranță și emoție rezultatul turului 2. Este, cred, evident opțiunea noastră și dacă sunt simpatizanți de-ai noștri, românilor din Franța care au drept de vot în Franța, le îndemn din toată inima să-l voteze pe Emmanuel Macron. Franța a arătat că în majoritate, în opțiunea câștigătoare, are o opțiune liberală. Noi credem că asta este calea pentru Europa și ca să rezistăm acestei agresiuni rusești, ca să avem o unitate pe acest continent și o viziune de a merge în direcția unei societăți deschise, este esențial ca Emmanuel Macron să câștige alegerile în fața extremistei Marine Le Pen, care acum s-a coafat puțin, vrea să pară mai puțin extremistă, dar știm legăturile pe care le-a avut cu Putin, vedem o amenințare care există asupra întregului continent, vedem ce a însemnat în Germania, până la urmă, regimul Merkel și o anumită coabitare și codependență cu Vladimir Putin, trece continentul acesta și lumea întreagă printr-un moment groaznic. Avem un război în Europa, în inima Europei. Ucraina luptă pentru noi toți și acum aș dau seama și nemții ce greșeală au făcut în această dependență de hidrocarburile, de gazul și petrolul rusesc. Doresc să câștige Emmanuel Macron și ca proiect european să fie întrăit și mai ales componenta liberală. Partidele vechi, partidele populare și socialiste și-au arătat limitele, de altfel în Franța au fost pulverizate, vorba de Partidul Republican și de Partidul Socialist, n-au făcut nici măcar pragul pentru rambursarea cheltuielilor. Este vremea liberalilor în Europa, familie liberală în care se regăsește și USR cu mândrie, în Renew, grupul parlamentar european, în ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților din Europa. Sunt partidele liberale la guvernare și în Germania, Partidul Liberal-Democrat, FDP, care este partenerul minoritar, premierul olandez Rutte face parte în aceeași familie politică cu noi.
E posibil ca în 2024 să avem liste transnaționale pentru prima dată, adică vom vota dincolo de lista națională și o listă de nume comune pe care vom susține și un nume al Renew, un român pe acea listă și toți europenii vor vota pentru aceeași listă. Deci proiectul european trebuie să meargă către integrare mai profundă și în direcția valorilor liberal-democrate. Este esențial pentru prosperitatea și securitatea noastră pe continent. În ce privește războiul din Ucraina, ați susținut că autoritățile române au avut o reacție cam timidă. Care sunt măsurile pe care le susține USR? Da, eu am spus că noi suntem, știți, cu un follower. Exact, un englezism și cu un limbaj de internet, e follower, adică cei care se uită la ceilalți. Ori nu ar trebui să fim asta, pentru că suntem al șaptelea stat din UE, suntem aici, în flancul estic, în primul rând al NATO, al Uniunii Europene, și noi am cerut din prima zi măsuri dure. Fie că a fost vorba la început de interzicerea survolului aeronavelor și ne-am așteptat să facă ceilalți. Încă de la jumătatea lui martie am cerut interzicerea comerțului cu Rusia și intrarea navelor sub pavilion rusesc în portul Constanța. Chiar am făcut o monitorizare și cred că până săptămâna trecută intraseră în jur de 50 de nave explicit sub pavilion rusesc. Nu vorbesc și de alte nave care aduc mărfuri rusești și le descarcă la Constanța sau pleacă. Deci nu putem avea comerț ca în zilele normale cu un regim criminal. Toți liderii lumii libere vorbesc de un criminal de război și ororile care se petrec în Ucraina sunt, până la urmă, trebuie să le, ca să putem să le înglobăm, aproape că le blocăm mental. Imaginile acelea sunt greu le privim ca pe imaginile din al doilea război mondial, cu oameni cu viețile distruse, și în timpul ăsta Europa și mai ales Germania finanțează vrând nevrând pe Putin, cu miliarde și miliarde de euro, prin comerțul pe care îl face cu Rusia încă. Poziția noastră este că România trebuie să fie între primele state care să aplice acest embargo pe comerț. Asta cerem explicit astăzi, să oprim cumpărarea de gaz, de petrol, schimburile comerciale cu Rusia. Este un regim criminal, așa cum nimeni nu-și imagina în al doilea război mondial cu puterile agresoare, cu puterile fasciste, că poți face un comerț în timp ce pe de altă parte ai lupte. Așa și acum trebuie să oprim acest comerț cu Rusia, trebuie să mergem după banii rusești din România. Aici există o timiditate a statului român. Sunt informații pe care le avem pe surse, din dialogurile pe care le avem și cu partenerii nord-atlantici. Nu pot să spun mai mult la acest punct, dar este mult capital rusesc legat de clasa politică românească, pentru că sancțiunile înseamnă, știți, exact ca la cele iahturi. Ok, iahturile de la oligarhilor, dar nu știm exact cum și-au schimbat, l-au trecut pe un offshore sau și-au schimbat apartenența. Și atunci s-au făcut unități speciale de procurori și de polițiști economici, judiciari în America, în Olanda, în Marea Britanie, care să urmărească aceste interese. Asta trebuie să se întâmple și în România. Trebuie luată urma capitalului rusesc, ori există o mare timiditate din partea mediului politic românesc în această direcție. Vă revenim puțin la politica internă și privind poate și puțin în urmă, în perioada în care ați fost la guvernare, voiam să vă întreb dacă regretați cumva vreuna dintre deciziile luate atunci și poate și ulterior. Credeți că USR a procedat așa cum ar fi trebuit? Eu regret că, până la urmă, decizia unui singur om, mă refer la fostul premier Florin Câțu, și iată, vedem zilele acestea că este într-un fel și un fost politician, sau în orice caz, fost politician de vârf, din decizia dumnealui de a nu construi o alternativă democratică, liberală, modernistă cu USR, care a fost pe masă și a avut din partea noastră toată colaborarea, a ales să meargă către o zonă de influență de tip sistemic, clasic românească, zona de corupție, de interese clientelare, de a servi partidul și de a asculta de pionii de putere, de cei care conduc sistemul de putere din România, de președintele Iohannis, care l-a direcționat împotriva USR, probabil de Eduard Helvic, fost politician, actualmente director al Serviciului Român de Informații, care controlează destul de mult aceste jocuri din PNL și tabere de putere. El a ales să ne dea afară de la guvernare, cumva probabil și cu o inabilitate extremă, ne dându-și seama că în felul acesta se dă pe sine afară din politică. USR nu a plecat de la guvernare, USR a fost dat afară de la guvernare.
Eram într-un scenariu în care urmau să fie dați pe rând afară toți miniștrii, până când ori acceptăm să fim părtași la un sistem care devalizează România, la un sistem clientelar și să tăcem din gură, ori, de fapt, era deja pus obiectivul, guvernarea cu PSD. O mare, mare fraudă, nu vreau să uităm. În general, în politică nu prea se vorbește la modul trecut. Nu prea vorbim despre ce s-a întâmplat, nu știu eu, în 2012-2002, dar haideți să vorbim măcar de ce s-a întâmplat acum un an. Președintele Klaus Iohannis a susținut la alegeri că PSD este răul suprem. Dacă vă aduceți aminte, atacurile la adresa PSD erau de o virulență extremă. Acest PSD toxic, acest PSD care distruge democrația. Ori acest PSD, în momentul de față, guvernează și aproape a înglobat PNL. Chiar ceea ce vorbeam în prima parte a interviului, acele măsuri prost luate, sunt consecințele aducerii PSD-ului la guvernare, pentru că PSD-ul este populist, este socialist, duce economia în cap și avem practic la momentul de față la guvernarea României o alianță militaro-socialistă, i-am spus noi, pentru că PNL a încetat să fie un partid viu, este un partid în care deciziile se impun. Am văzut recent un congres cu 96% s-a ales candidat unic domnul Ciucă, deciziile vin în plic, se iau, nu se discută. Avem o componentă puternic militară la vârful acestui partid, Ciucă, general de armată, care a spus că nu se dezonorează intrând în politică. Declarația dumnealui aparține, făcută doar acum câțiva ani, și a intrat în politică. Și șeful unei instituții tot cu militarizată al Ministerului Afacerilor Interne, secundul său Lucian Bode. Vedem cum se acționează împotriva presei cazul Emilia Șercan, care a îndrăznit să dezvăluie cazul de plagiat al premierului Ciucă, și apoi informații compromițătoare sau cu intenția de a o compromite au fost dezvăluite din dosarul dumnei, chiar din poliția condusă de domnul Bode. Noi suntem îngrijorați că încearcă să instaureze în România un regim de tip iliberal. Un regim de tip iliberal avem lângă noi, nu e ceva atât de departe de noi. Avem un regim de această natură în Ungaria, avem în Serbia și regimuri chiar cu componentă mai puternică antiliberală în Belarus și mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă o aparență de democrație, dar în care presa este speriată să nu facă investigații, opoziția este ostracizată și marginalizată și sub această guvernare militarizată care dă din călcâie este foarte multă corupție. Pentru că să înțelegem, ceea ce se întâmplă în lipsa democrației, în lipsa dezbaterii vii, în lipsa unei promovări meritocratice, este proliferarea rețelelor de corupție și de interese. Eu am văzut aceste rețele de corupție și de interese când am fost la Ministerul Transporturilor. N-am putut întoarce capul. Eu sunt foarte pasionat de construcția de autostrăzi. Mi-am făcut cariera în zona asta pe urmărirea infrastructurii, dar nu m-am așteptat chiar să dau de asemenea cuiburi de viespi și de căpușe la Ministerul Transporturilor și singurul lucru pe care am făcut am fost să nu întorc capul. Ministrul tipic din Guvernul României, și am avut chiar ieri o moțiune împotriva Ministrului Mediului, chiar dacă poate că el nu e rău intenționat sau mâncat de zona de corupție, întoarce capul, pentru că știe că e bine să nu bagi bățul unde nu trebuie. Ministrii USR au băgat bățul, fie că a fost vorba de Vlad Voiculescu, care a supărat zona de special, mai țineți minte când s-a început vaccinarea, că erau speciali. Asta e componenta aia de militarism și de iliberalism de care spunem, adică componenta de, domne, avem o clasă care e mai specială, cea care are epoleți pe umăr, ceea ce nu e în regulă într-o democrație și cât timp noi vom fi opoziție, nu vom ajunge nici Ungaria, nici Serbia, ne vom lupta ca liberalismul democrat să câștige în România, liberalismul al cărui singur exponent în momentul de față este USR pe clasa politică. Ați fost destul de critic la adresa PNL în ultima vreme și chiar ați spus că pentru 2024 s-ar pregăti o mare frăție PSD-PNL. Vreau să vă întreb alături de cine s-ar vedea USR, poate la guvernare sau poate vă vedeți în opoziție? Este o întrebare foarte bună. Nu, ne vedem absolut la guvernare. Suntem la guvernare în plan local. Avem primar la Bacău, la Brașov, la Timișoara, precum și primar de comune. În Partidul Național Liberal, dar a rămas liberal în momentul de față doar cu numele. De altfel, îl citesc pe un recent lider al Partidului Național Liberal care a spus că este în prezent o unitate militară.
I-a spus dumnealui, vorba domnului Orban, a spus UME până L, făcând un joc de cuvinte, dar care reprezintă adevărul. Eu știu că acolo în PNL sunt oameni care încă au valorile acestea pe care le împărtășim și noi și care se simt neconfortabil în situația asta. Alături de dumnealor vom putea construi o alternativă dacă decid să nu lase lucrurile așa. Și mai știu că chiar și în alte partide există oameni care sunt nemulțumiți, pentru că și la PSD, la zona de vârf a partidului, este destul de supusă sistemului. Domnul Ciolacu, să înțelegem, se înțelege foarte bine cu domnul Iohannis, premierul Ciucă este considerat de-al lor și de-al PSD-ului pe jumătate sau chiar trei sferturi. Eu știu că sunt oameni care înțeleg că democrația nu trebuie să vină cu decizii în plic. USR va câștiga voturile oamenilor și alături de cei care au valori comune cu noi vrem să dăm guvernarea. Dar în niciun caz nu vom lăsa România să meargă pe panta aceasta iliberală, militarizată. Dar această alternativă despre care vorbiți, v-ați gândit cum ar putea să arate? Adică spuneți că alături de membrii din PNL care susțin poate o altă variantă, ați putea construi o alternativă. V-ați gândit cum? Noi am mai construit o coaliție și am funcționat și avem relații bune cu... Există un mit despre USR. Dom'le, nu se înțeleg cu nimeni. Din contră, avem și respectul celorlalți de pe scena politică și am construit proiecte, programe de guvernare. Lucrurile au luat-o razna în momentul în care s-a pus această presiune de la vârful statului, de la președintele Iohannis, pe un alt tip de construcție, bazată pe alte valori, care, v-am spus, îi fac pe mulți politicieni din actuala clasă politică să se simtă neconfortabili. Eu nu pot să mă duc eu să fac ordine în Partidul Național Liberal, dar dacă o altă viziune va exista acolo, care să fie compatibilă, care să înțeleagă că nu putem conduce pe bază de epoleți un stat democratic, există toată deschiderea pentru dialog din partea noastră. Nu e rolul meu să intru mai departe în viața internă a unui alt partid, dar dacă vă uitați la declarațiile unor lideri din PNL, își exprimă lipsa de, își exprimă disconfortul. Sunt de notorietate. Când ați fost la guvernare, ați avut dificultăți sau în a implementa proiecte precum alegeri în două tururi sau desființarea pensiilor speciale. Sunteți optimist că ați putea să faceți aceasta într-o viitoare guvernare, având în vedere iată niște teme pe care ar trebui să construim, pe care ar trebui făcut o construcție de guvernare. Alegerile în două tururi, la momentul respectiv, nu s-au putut din cauza UDMR. Pensiile speciale, eliminarea lor, din păcate, în mod real, nu prea le vrea nimeni din clasa politică, pentru că sunt beneficiari ai acestor pensii speciale, ei sau clientela lor. Dar pensiile speciale sunt un cancer al încrederii în societatea românească. Premierul Ciucă abar n-are economie sau vreun domeniu de politici publice, probabil că se pricepe la armată, acolo nu vreau să intru niciun fel. Dar una este armata și alta este conducerea unei țări. Și asta e destul de grav, pentru că un lider de guvern trebuie să aibă el o viziune asupra țării, să aibă un instinct economic, să știe, eu am un instinct liberal. Dumnealui este un executant. De-aia am spus guvernarea militaro-socialistă. Ciolacu servește și acolo știm care este zona de politici publice de la PSD. Populismul deșanțat, căreia nu-i pasă de ce se întâmplă după el, de cum se duce economia în cap. Contează doar să poată să fie mufață la resurse. Asta e situația în care ne găsim. Și ceea ce se poate face în România și există resurse și noi construim această alternativă politică este să ai o guvernare pe baze profesioniste, de oameni care se pricep la domeniile lor. Eu cred că noi am arătat în guvern, și eu la Ministerul Transporturilor și colegul meu Cristian Ghinea la Ministerul Fondurilor Europene, întreaga noastră echipă din guvern. Și până la un punct să știți că am avut un parteneriat și cu Florin Câțu, pentru că în ceea ce discutam de instincte de politici economice mari, ne regăseam. Până când a luat-o pe panta asta în care trebuie să arunce USR-ul afară de la guvernare. De altfel, ăsta este unul dintre motivele pentru care, dacă vă aduceți aminte, USR a spus că și ne-am pus speranțele la început într-un om cu o gândire modernistă economică. Asta trebuie să avem la vârful României, un prim-ministru care să simtă economie, să simtă ce înseamnă politicile pe care le face. Au apărut recent în presă informații conform cărora Dacian Cioloș ar pregăti un nou partid. Le confirmați?
Nu am nicio informație în sensul ăsta și până la urmă eu nu pot să comentez niște zvonuri. Știți, ca și cum a zice Dacian, am auzit că Dacian Cioloș ar vrea să se vopsească blond. Păi ar trebui întrebat Dacian Cioloș dacă vrea să facă asta. E o glumă, evident. Eu nu știu de așa ceva. Am văzut niște zvonuri în presa de ieri. Eu cred că energiile trebuie concentrate în acest proiect al USR, care reprezintă în momentul de față opoziția liberal-democratică. Suntem aici la grupul parlamentar USR, oamenii muncesc în fiecare zi la legi, în Parlamentul European, în primării, în consilii locale, în situații de opoziție sau în situații de guvernare, că suntem, așa cum spuneam, și la guvernare în plan local, în consiliile județene. Cred că e foarte mult de construit pentru opoziție la acest sistem militar-socialist care guvernează România în prezent și este foarte liniștit de sine. Așa cum aduceți aminte mai devreme, cam spus noi, se pregătesc cumva să guverneze în comun și ar dori mulți ani. Ori aici trebuie să construim o alternativă foarte puternică, să mergem către oameni. Noi vrem să mergem în stradă, să vorbim cu ei, începem în curând aceste proiecte. Avem foarte multe proiecte politice, e mult de muncă în USR și cred că și suntem deschiși către societate. M-am uitat chiar recent, în ultimele două luni s-au înscris 3.000 de oameni, s-au depus cereri de înscriere în USR. Oamenii găsesc USR un proiect care are forță de atracție. Dar plecări au mai fost? Pentru că imediat după... Da, plecări, să știți că e oarecum o constantă. Undeva zona de sub 1%, întotdeauna oamenii mai ies din zona politică. Pentru că noi avem un tip de aderență care este pe bune. Adică oamenii nu vin aici... vin ca să contribuie din suflet și la un moment dat au alte proiecte în viață sau iau o pauză și așa mai departe. Nu sunt membri pe hârtie, trecuți doar ca să fie la număr. Dar avem este o instituție, USR, asta vreau să spun. Și dacă intrăm în zona de proiecte personale, nu e bine pentru politică. Eu nu cred că USR este al lui Barna sau al lui Cioloș sau al meu. Și nu e bine să fie așa, e bine ca un partid politic să fie o instituție. O instituție merge dincolo de persoane. Evident, contează liderul. Vorbeam mai devreme de cum ar trebui să fie un prim-ministru pentru România. Contează și cum este liderul unui partid, ce fel de energie, de viziune dă. Dar partidele care sunt doar de lider, după părerea mea, au cale finită. Și politica românească arată de nenumărate ori asta. Dacian Cioloș vorbea despre o falie în Biroul Național. Ați simțit că există această falie în partid sau au fost membrii de partid care v-au semnalat anumite probleme? Erau discuții la un moment dat, în special în legătură cu alegerile din diaspora. Ați avut astfel de... USR a fost întotdeauna un partid viu. Cum spuneam mai devreme, nu e unitate militară. Asta, în cea mai mare parte, după mine, vine cu avantaje. Cu avantajele dezbaterii, cu dreptul de a nu fi de acord cu celălalt, cu un anumit tip de competiție, asta iarăși ceva extraordinar de sănătos. Da? Vorbind despre un congres la PNL cu un singur candidat, asta nu e ok în democrație. E ok să ai 2, 3, 5 candidați, așa fac toate partidele moderne europene. Acum când vin cei 2, 3 candidați, evident ei sunt într-o rivalitate. Fiecare are o viziune despre partid. Asta nu înseamnă că fiind viziuni diferite sau anumit tip de aderență la platforme interne, ceilalți sunt inamicii tăi. Suntem toți colegi și dincolo de dezbateri rămânem să construim un partid ăsta. Noi venim și din două partide care au fuzionat. Fuziunea e un proces care continuă și la partide și în mediul de corporații. Fuziunea nu se întâmplă peste noapte. Sunt lucruri de armonizat, oameni care să lucreze împreună, dar noi facem asta zi de zi. Ați dat aproape ca fiind sigur o candidatură din partea dumneavoastră, dar spuneați că vor fi și alți candidați. Știți cumva cine mai intenționează să candideze? Eu nu mi-am anunțat încă candidatura și aș vrea să o fac într-un mod formal. Okay. E o posibilitate foarte reală să candidez. În momentul în care am decizia să o anunț, asta a fost întotdeauna la noi felul cum am făcut. Nu știu, dar vă garantez că în USR vor fi întotdeauna mai multe candidaturi, că vor fi dezbateri vii, și că nu va da nimeni în plic soluția care trebuie să fie la vârful USR. Pentru că noi suntem oameni liberi într-un partid cu adevărat liberal și oamenii liberi nu primesc ordine de niciunde. Și cum va fi sistemul de vot? Tot electronic, cum a fost data trecută? Sistemul de vot care îmi prezentă în statutul USR pentru președinte este un sistem de tip universal, în care toți membrii partidului au un vot egal. Uh-huh.
Și da, sistemul este electronic, pentru că, într-un fel, ar fi destul de greu fezabil să... Și în fine, suntem într-un partid care susține digitalizarea. Alternativa ar fi să facem secții de vot în toată țara. Există și această variantă, dar e mult mai consumatoare de energie. Și, până la urmă, una e să voteze în 3 minute de pe telefonul propriu, apăsând pe un link și alegând candidatul favorit. Și alta este să te deplasezi, completezi bilet, buletine de vot și așa mai departe. După care, la Congres, există și o validare formală a membrilor, care doar validează că procesul s-a desfășurat în regulă și președintele este ales. Asta este sistemul de vot din USR. Sunt luate în calcul modificări la statut? Pentru că era la un dat vorba și despre așa ceva. Statutul USR, iarăși, e un organism viu. Noi l-am tot modificat de-a lungul timpului. De altfel, cred că primele alegeri au fost în 2019, pe acest sistem de vot, vot universal. Înainte aveam și noi sistemul de vot prin delegați la un congres, cum au alte partide. E întotdeauna e loc de dezbatere pe statut și la congres o să dezbatem și aceste teme. Sunt mai multe aspecte. Colegii discută viu despre care, nu numai despre sisteme de vot, și despre alte forme de organizare a partidului. Dar avem un statut care ne permite să funcționăm foarte bine. USR este un partid foarte democratic. Deciziile pe care le luăm și eu ca președinte sunt împreună cu Biroul Național, la nivel local sunt filiale, avem o autonomie mare. USR nu e un partid în care, repet, nu e o unitate militară, care în cea mai mare parte, 90%, este un lucru bun. Da, poate că la un moment dat, și de aceea aveam o reținere, este partea pe care se mai vede câteodată în public, că mai apar divergențe și așa mai departe, dar prefer, evident, aș prefera să nu existe deloc, dar prefer să existe asta decât să fie un partid mort, un partid în care deciziile vin din plic din altă parte, în care toată lumea dă din ciocnește călcâiele și spune să trăiți. Vreau să vă întreb în legătură cu subvenția pentru partide. USR susține forma actuală? Credeți că este prea mare? Că este cheltuită într-un mod transparent? Uitați, eu nu o să fiu ipocrit legat de acest subiect. Și vă aduc aminte că această formă de finanțare a partidelor prin subvenție, înainte să existe USR, a fost cerută insistent de societate civilă, de cei care urmăresc democrația în România, de instituțiile non-guvernamentale. De ce? Pentru că aceasta este o alternativă care poate fi urmărită, trasabilă, controlabilă. Partidele sunt controlate de Curtea de Conturi, de AEP, pe cum cheltuiesc această subvenție. Ca alternativă la vechiul sistem, vedem acum și un dosar cu condamnare legată de așa ceva, au fost multe, de finanțare cu valiza. Deci dacă nu vrem finanțare cu valiza, eu cred că acest sistem, care este în multe state europene, e bine să existe. Cât să fie cuantumul acestei subvenții, este într-adevăr o chestiune de dezbatere, dacă mai mult sau mai puțin. Dar această sumă pusă ca atare în bugetul de stat anual este un cost pe care îl plătim pentru democrație. Partidele au nevoie de anumite costuri de finanțare ca să poți să-ți duci mesajul mai departe, ca să poți să ai sedii unde oamenii să poată veni să vorbească, ca să poți să ții un eveniment, ca să poți să promovezi mesajul. Dacă e prea mare suma asta, și mie mi se pare că în momentul de față este excesiv de mare subvenția. N-am participat la această decizie, este o decizie luată de PSD și de PNL. Nu ne-au consultat sub nicio formă. Pare excesiv ce se întâmplă. Dar noi am fost extraordinar de transparenți cu banii cum îi cheltuim. De altfel, pe site-ul USR este public organigrama, costurile, bugetul și facturile pe care le plătește USR. Ceea ce nu face niciun alt partid. Mai mult de atâta, noi n-am încercat să distorsionăm o piață media cumpărând bunăvoință cu acești bani. Există o disproporție enormă. Am văzut că pe primele câteva luni ale anului PSD dăduse, dacă nu mă înșel, 10 milioane, PNL 8 milioane de lei pentru cheltuieli de propagandă și USR doar undeva în zona de 150.000. E o întrebare foarte bună, cum se cheltuiesc acești bani? Pentru că nu vor să spună PSD și domnul Ciolacu, au, în ciuda unor decizii judecătorești, încă nu spun unde au dat acei bani. Vedem cum se duc sute de mii de euro la o firmă de apartament cu un singur om,
ceea ce naște suspiciunile legitime că omul ăla ia banii și după aia îi duce cu valiza iarăși ajunge la sistemul cu valiza. Deci aici pe forma de cheltuire, pe urmărirea lor, da, trebuie mers până la capăt cu tot ce înseamnă curte de conturi, AEP, procurori care să vadă cum sunt cheltuiți acești bani. Pentru că și în relația cu media, banii respectivi trebuie văzut unde intră. Pentru că dacă ei pretind că banii se dau pentru ceva, dar de fapt cumpără bunăvoință, platformă și o formă de acces, asta distorsionează democrația și nu e în regulă. Vreau să vă întreb în legătură cu acțiunile acestea pe care le-ați vândut recente la Zipline. Dacă viața dumneavoastră s-a schimbat după ce ați devenit milionar, în ce fel? În fine, e un pic fals că aș fi devenit milionar. În lei. Ok. Da, eu am mai explicat lucrul ăsta, dar îl mai spun o dată ca să fie clar pentru toată lumea. Înainte să intru în politică, adică înainte de 2016, eu sunt inginer software, am fost olimpic la informatică, inițial am avut întotdeauna o performanță în zona asta informaticii și am fost parte din echipa care a creat o companie în America, în California. E vorba de drone care zboară autonom și care livrează produse medicale, sânge pentru transfuzii urgente, vaccinuri. Platforma care se numește Zipline, care este operațională în mai multe țări din Africa, acum și în Statele Unite. O firmă care a crescut foarte mult. Când am fost eu eram, cred că, 20 sau 30 de oameni, acum au sute de oameni. Și e o firmă de tip unicorn. Aceasta este o firmă care ajunge să aibă valoare peste un miliard de piață. Acțiunile le dețin din acea perioadă. E vorba de un procent mic din companie, am undeva sub un procent mult, 0,2% dacă nu mă înșel. În orice caz, sunt în declarația mea de avere din totdeauna. Anii trecând, pe baza muncii echipei de acolo și munca pe care am făcut-o eu în anii 2014-2015, compania a devenit foarte valoroasă și aceste acțiuni au ajuns să valoreze destul de mult. Am vândut transparent pe o bursă o parte din acțiunile pe care le dețin, o cincime. Am pus acest lucru în declarația de avere și evident a stârnit puțin interes pentru că e mai diferit decât ce se întâmplă în politica românească de obicei. Cam asta e tot. Eu duc o viață absolut normală. Dimineața îmi duc copilul la grădiniță pe jos, trăiesc într-un bloc din acesta construit în anii comuniști în oraș. Am probleme pe care le au toți oamenii și duc o viață normală, fără vreun fel de, să zic așa, grandoare.